Următoarele materiale care sunt foarte importante, bineînțeles, și alegerea lor e foarte importantă, evident, sunt acele pentru seringă. Cum am mai arătat și pe grup, acele sunt codificate pe dimensiuni și culori. Da? Tabelul respectiv l-am mai postat pentru dumneavoastră de atâtea ori și pe grup și foarte, foarte importantă alegerea acestor ace. La punția venoasă este important să uh, ne ghidăm. Eu, de exemplu, folosesc uh, pentru pacienții cu vene uh, care au o volemie deci vene turgescente, da? în care volemia pacientului nu pune probleme. Se pot folosi foarte bine uh, acele de 21G, acele de 22, de 23G, uh, dar, sincer, eu metoda asta de recoltare pe ac și seringă nu prea o mai folosesc de când au apărut microperfuzoarele. Dar trebuie să o menționăm, evident și pe asta, pentru că, așa cum spuneau colegii, în spitale nu avem întotdeauna toate dispozitivele la îndemână, prin urmare trebuie să ne adaptăm și să lucrăm cu ceea ce este. Deci, acele le vom folosi în funcție de pacient. E foarte important să alegem asta. Sigur că acum, e în, limit, în, în, în posibilitatea limitării pe care o aveți acolo, dar după cum vedeți acele 23G sunt mai scurte. Vreau să vă și arăt există acele de 23G, deci albastre, da? dar ele pot fi de dimensiuni diferite, da? Deci putem să alegem ace tot de 23G, mai lung și mai scurt. Acum, sincer, eu la puncția venoasă aș alege un ac mai scurt, pentru că nu trebuie... Sigur, e foarte important să intri pe venă față de o recoltare, e foarte important să intri pe venă cam un centimetru jumate. Deci nu e suficient ca și la o recoltare doar să te poziționezi cu vârful pe lumen. E foarte important pe urmă să te poziționezi longitudinal pe el, să fi pe mijlocul lumenului, pentru că în momentul în care începi să faci presiune pe venă, el poate deci lumenul poate să plesnească dacă nu ești intrat bine pe lumen nu foarte mult sigur ca să plesnească vena în cazul în care nu ești pe o venă foarte dreaptă, dar cel puțin un centimetru, un centimetru jumate acum trebuie să fie introdus pe lume. Sigur mai avem ace și mai subțiri de exemplu, acestea, acele de 24G, acele de 26 poate nu credeți, dar și acele de 30G se pot folosi. Acele de 30G, dacă aveți pacienți cu vene extrem, extrem de fragile, se poate face dacă substanța, se poate face intravenos dacă substanța nu e în cantitate foarte mare. Deci sigur că dacă o să aveți o seringă de 20 plină, de administrat, nu o să puteți să faceți administrarea cu 30G pentru că o să vă ia să ochii până faceți injectarea. Și atunci, la fel nici 26 lg care de regulă e un act de insulină, la fel și 30 g Dar cel puțin 24, 25, 27, eu și cu 27G fac administrări și chiar foarte, foarte eficiente, pentru că am pacienți, de exemplu, chimiotratați, a căror vene de-a dreptul casante. Ori cu un ac gros, în momentul când ai intrat, se despică vena longitudinală. E foarte, foarte important acul să fie foarte subțire și aproape că nici nu lasă urmă în momentul când ai retras acul din venă. Ok, asta a fost discuția legată de ACE. Dacă aveți întrebări, cu tot dragul vă stau la dispoziție.